ziua! Mă numesc Mihalache Larisa Violeta. Sunt elevă în clasa 3-a. Învăț la școala gimnazială Sfinții Trei Ierarhi din Hanconaki. Îmi face deosebită plăcere să vă prezint cartea Magia Crăciunului, scrisă de Tony Wolf. În această carte este vorba despre un iepuraș pe nume Ronții, care suferă din cauza că prietenii lui hibernează iarna și nu are cu cine se juca. Din acest motiv, este urât chiar și Crăciunul. Aceasta este o lecție de viață, de unde ne dăm seama cât de important sunt prietenii și cât de grea este singurătatea. Iepurașul descoperă o carte magică de povești și un tărâm fantastic unde visele devin realitate doar de Crăciun. De Crăciun se poate îndeplini totul, chiar și visul unui iepuraș. Bucură-te de această carte minunată și lasă-te îmbăluit de magia Crăciunului. Cartea conține 24 de povești în așteptarea lui Moș Crăciun. Lectură plăcută!